Da, mie mi-ar, eu ce pot să spun? Nu pot să reafirm decât ceea ce am spus în mod constant de când mi-am preluat mandatul. Condițiile din penitenciarele, din sistemul penitenciar din România sunt grave și sunt grave de 26 de ani. Și când spun 26 de ani, spun asta numai ca să mă refer la istoria de după 89 a României, că erau grave și înainte, probabil, dar pe noi ne interesează istoria României libere, să spunem. De 26 de ani este exact așa cum este acum. Poate că în timp s-au mai făcut niște îmbunătățiri. Eu nu mă derobez de răspunderea pe care o am. Și de când am venit, am considerat că am datoria să revizitez niște penitenciare, o mai făcusem cu excepția două penitenciare, și anume Târgușor și Chilia, între 2000 și 2004, pentru că monitorizam acest sector în România din partea Comisiei Europene, am vizitat toate penitenciarele, nu mi-a scăpat niciun penitenciar, niciun spital, niciun centru de detenție pentru minori. Am crezut că la 12 ani am datoria să văd din nou o parte din penitenciar, am văzut 6 și m-am lămurit, m-am oprit din vizitele pe care le aveam de făcut. Eu